ce are Emma și de ce suferă ea? De sănătate mentală. Și cum crezi tu că o putem ajuta pe Emma? Cu tot ce putem noi. Adică? Să vorbim cu ea, să ne jucăm, să dansăm, să mergem prin parc. De aceea? Da, bine, mergem prin parc. De? Și mai să ne jucăm cu puzzle-urile. Super! Și să-i citesc cărți. Dar tu de ce o iubești pe Emma? Că este surioara mea. Și că ține foarte mult la mine. Ce ai învățat tu de la ea? Eu am învățat de la ea că trebuie să fii foarte bun și că trebuie să ai răbdare. Asta așa este, trebuie să avem multă, multă răbdare. Ți-a fost vreodată rușine cu ea sau când te-au întrebat alți copii ce are Emma de fluture mânuțele? Nu. Nu ți-a fost niciodată rușine cu ea? Nu. Niciodată. Primul diagnostic a fost pus Emmei când avea 1 an și 10 luni. Eram gravidă cu Eric în 8 luni atunci și din anul acela au tot început să curgă toate celelalte diagnostice. Iubita, ia uite, ne uităm aici. Hai să întoarcem asta, piesele, repede, repede, repede. Cu tata. Da, și începe Emma, da? Emma spune, eu am de cumpărat. Eu am cumpărat. De cumpărat. De cumpărat papuci. Hai să căutăm papuci, iubita. Este foarte puternică, este absolut minunată și emană iubire. Emma egal iubire. Și mai hai! Bine! Bye-bye! Iubitică! Pe Madalina o susțin pentru că este un om capabil să schimbe lumea. Este un om cheie care va aduce cu siguranță o schimbare acestei țări. Este omul care m-a ajutat atunci când nu aveam răspunsuri și este omul care mi-a demonstrat că avem foarte multe șanse din punct de vedere legal în această țară, doar că nu era nimeni să ne spună. Ea a fost acolo și datorită ei Emma este astăzi încadrată în învățământul de masă și merge la școală împreună cu ceilalți copii tipici. Este un lucru extraordinar de important pentru ea și recuperarea ei. Doar cu Madalina alături de noi, voi ști că voi învinge întotdeauna sistemul și tot ce înseamnă răutate.